Bună ziua! Astăzi voi face cartofi la cuptor și anume cartofi franțuzești, o rețetă foarte gustoasă și o să vă arăt și vouă modul meu de a prepara această rețetă. Pentru acești cartofi la cuptor voi avea nevoie de cașcaval dat pe răzătoare. Cașcaval puneți în funcție de cât de mult vă place, pulpe dezosate, bacon, 2 cremvuști fierți. Cremvuștii sunt opțional, dar îi va da un gust foarte bun. Cartofii fierți am fiert în apă cu sare, bineînțeles în coajă, apoi am lăsat să se răcească și am curățat 2 ardei grași, 6 ouă, 400 de ml de smântână, 400 de ml de lapte, un amestec din fulgi de chili, vegeta, pudră de usturoi și rozmarin. Puteți să folosiți sare. Nu este obligatoriu neapărat să puneți vegeta. Eu pun vegeta pentru că îmi place și atât. Și cam astea sunt toate ingredientele. Acum voi tăia cartofii și voi tăia rondele. Îi tăiați puțin mai groși pentru a nu se rupe, cam așa. Voi proceda la fel și cu următorul. Și voi continua să tai toți cartofii rondele până îi voi termina pe toți. Acum voi tăia pulpele dezosate. Trebuie să le tăiați cam așa. În tătiga am pus 2 linguri de ulei. Și carnea de pui o voi lăsa foarte puțin să se călească până se rumenește puțin deasupra. Carnea de pui este gata, am oprit aragazul, am lăsat-o 5 minute până când s-a rumenit puțin deasupra. O voi da deoparte și mă voi apuca de asamblarea cartofilor. Într-o tavă de enă am pus foarte puțin ulei, cam o lingură jumate de ulei. Și acum voi pune cartofi. Și voi veni cu strat de cartofi. Acum voi pune bacon, câteva felii de bacon. Voi pune și câteva felii de cremuști. Ardeiul gras. Și câteva felii de carne de pui.
călit-o foarte puțin. Vă pune și cașcaval. Un strat de cașcaval. Acum voi veni din nou cu cartofi peste. Și voi proceda la fel până voi termina toți cartofii. Cartofii, chiar dacă se mai rup puțin, nu e nicio problemă. Se acoperă. Trebuie să aveți o tavă puțin mai încăpătoare pentru a încăpea toate ingredientele care le puneți în tavă. Și la fel voi proceda. Voi pune bacon, feliile de bacon, exact cum am procedat prima dată. Ardei roșu. Ardeiul îi va da un gust foarte bun. Crembuștii. Carnea care împreună cu uleiul. Voi distribui carnea pe toată suprafața tăvii. Și acum voi pune și cașcavalul. Am terminat totul de pus în tavă. Ultimul strat să fie de cartofi. Voi da tava la o parte și mă voi ocupa de sos. În acest castron am pus laptele. Acum voi pune și ouăle. Ouăle întregi. Voi bate puțin laptele împreună cu ouăle. Am terminat de bătut foarte bine laptele cu ouăle. Voi pune și condimentele. Voi pune și smântâna.
voi amesteca bine totul. Acum, cu un polonic, voi turna din acest sos peste cartofi. Și voi turna foarte încet pentru a nu da pe jos. Voi continua să pun acest sos peste cartofi până îl voi termina. Am terminat de pus tot sosul peste cartofi. Acum, deasupra, voi pune cașcavalul rămas. Între timp, încingeți cuptorul la 190 de grade. Și voi da totul la cuptor până când sosul se va lega foarte bine și cartofii va prinde o crustă deasupra. Nu voi lăsa mult pentru că deja carnea împreună cu cartofii sunt deja fierți. Voi lăsa cam 20 de minute totul. Cartofii franțuzești au ajuns la final. Acum i-am scos de la cuptor. Îi voi lăsa să se răcească, apoi îi vom servi. Este o mâncare foarte ușor de pregătit și foarte gustoasă. Este foarte rapidă, ne scoate din încurcături atunci când nu avem timp să gătim mâncăruri care necesită timp. O recomand să o pregătiți și voi acasă la voi, este foarte, foarte gustoasă. La revedere!